sosit dantelata revistă Tabu. Uitați-vă, A din Tabu se potrivește cu partea de jos a echipamentului Biancăi Drăgușanu. Aceleași fete obosite, aceleași fete sictirite prin revistele astea, de ți-e și jenă să le răsfoiești. Acum știți care e problema, măi, nepricepuților, cu revistele astea. Aveți aceleași subiecte de fiecare dată. Vreau să vă spun ceva, așa ca de la bărbat la bărbat. Pentru un bărbat serios și corect, cinstit, deștept, cum vreți să-i spuneți, isteț, nu e o frustrare să le vadă pe toantele astea, pe toate paginile. E problema doar că, din cauza acestor femei goale, și la propriu și la figurat, nu reușește să le vadă niciodată pe alea care poate ar merita. Știți? Asta e singura problemă. Adică ne cultivăm mințindu-ne unii pe alții cu aceste javre pe care le vedem toată ziua. Și e valabil pentru orice revistă, da? Nu veni să-mi scoateți mie că așa vinde. Nu vinde nimic. Aceste nulități, aceste maculaturi n-ar trebui să existe nicăieri. Pentru că încă o dată vă spun și trebuie să fac această datorie de ziarist, nu de cetățean de data asta. De ziarist, că cetățeanul e prost. Da? Asemenea chestiuni, asemenea nenorociri, nu trebuie să ajungă niciodată în presă. Să le lăsăm acolo, pe marginea drumului, la mahalaua urbanității. Da? Acolo să stea ele și din când în când putem să râdem de ele. Face mișto, dar să nu le urcăm atât de sus, că după aia nu mai reușim să le dăm jos din pod.